Primarul comunei Mehedințene Breznița de Ocol și-a dat demisia din funcție la jumătatea acestei luni, el având o condamnare de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru fals și uz de fals. Prefectul județului Mehedinți, Nicolae Drăghia, declarând atunci că alegerile anticipate în comună ar putea fi organizate în aceeași zi cu alegerile europarlamentare. În urma discuției purtate cu domnul prefect am înțeles că este posibil să aibă loc alegeri parțiale locale la comuna Breznița Ocol, situație în raport de care, în condițiile în care va apare hotărârea de guvern cu calendarul alegerilor parțiale, vom fi nevoiți să organizăm din nou trageri la sorți pentru desemnarea membrilor dintre judecături care vor face parte din biroul electoral al circunscripției. Și în acea situație va trebui organizată și activitatea secțiilor de votare pentru alegerile parțiale respective, care se va desfășura paralel cu activitatea secțiilor pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Data va fi, dacă va fi așa, alegerile parțiale locale vor avea loc în aceeași dată cu alegerile europarlamentare, dar în secții de votare distincte. Dumitru Drăghici a fost suspendat din funcția de primar al comunei Breznița de Ocol în aprilie 2012 prin ordinul prefectului de Mehedinți Nicolae Drăghia, după ce a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv într-un dosar privind retrocedări ilegale de terenuri. Instituția prefectului a propus Ministerului Afacerilor Interne organizarea de alegeri pentru primar. Încă nu avem hotărârea de guvern în acest moment. Am fost totuși anunțați să luăm măsurile organizatorice, că este posibil ca alegerile să desfășoare odată cu alegerile europarlamentare pe 25 mai. În aceste condiții vor trebui să găsim soluțiile necesare pentru ca alegerea de primar să nu perturbe alegerile europarlamentare. Va fi biroul de circunscripție electorală al comunei și separat birouri ale secțiilor de votare care vor vota în alte locații, vor vota în secții separate și cu o numerotare separată. Ulterior, la sfârșitul lunii ianuarie, primarul comunei Breznița de Ocol, Dumitru Drăghici, a fost condamnat în acest dosar la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare și 2 ani interzicerea drepturilor pentru fals intelectual și uz de fals, decizia fiind luată de Curtea de Apel Craiova și putând fi atacată cu recurs.